veniți, însă n-ați reușit să plecați cu toate punctele, puncte care v-ar fi propulsat pe primul loc al clasamentului. Da, așa este. Eu cred că prima repriză a fost a noastră, a doua ne-au presat, știam că au nevoie de victorie, știam că vor veni peste noi. Din păcate nu am reușit să menținem acel avantaj de un gol și eu cred că rezultatul e echitabil. Este acumulată și o oboseală în ultima perioadă, gândindu-mă puțin și la succesul la limită de acasă cu UTA și înspre repriza a doua, spre final, în această seară? Oboseală? Oboseală nu ar trebui să existe în mintea noastră. Dacă suntem obosiți, stăm acasă, e simplu. Nu cred. Ei au împins jocul, era normal, aveau nevoie de victorie. Noi am încercat să conservăm rezultatul. Nu cred. Eu cred că echipa arată foarte bine fizic. Ne-am descurcat foarte bine în ultimele meciuri și nu cred că sunt probleme. Cât de mare este nevoia de un atacant, cum spunea și Dan Petrescu, care are nevoie în compartimentul ofensiv? Da, eu zic că Gianga și-a făcut treaba și își face treaba foarte bine, pentru că marchează aproape meci de meci. E un atacant bun. Nu știu, eu cred că marcăm meci de meci. Asta spune multe. Acum nu pot să decid eu dacă mai avem nevoie de jucători, dacă nu, dacă... Nu, asta e treaba mea. Urmează Universitatea Cluj. Cum vezi acest duel? Da, va fi un meci frumos. Un meci al Clujului care toată lumea îl așteaptă, și noi jucătorii și cred că și în tabăra cealaltă. Așteptăm să fie o sărbătoare la Cluj. Mult succes! Seară frumoasă!